Namaste. Așezăm spatele întins, bărbia ușor în piept, relaxează palmele așa cum simți pe genunchi. Și îmi observ din exterior corpul, dacă mi este spatele drept, dacă tensionez inutil vreo parte a corpului și relaxez respirația până în abdomen, cu ochii închiși, ori privind jos. Aduți palmele împreună în fața inimii, păstrează ochii închiși și simte căldura palmelor tale, împinge ușor o palmă în cealaltă și doar conștientizează acest timp al tău cu tine, presând în palme și relaxând abdomenul și umerii. Trimite gânduri bune, gânduri de pace, de înțelegere, empatie către cei din jurul tău. Spune-le celorlalți din mintea ta: fii bine, fii sănătos, fii liniștit. Apoi, în căldura palmelor tale, presând acolo, întoarce-te cu atenția spre interior și spune-ți ție: fii bine, fii sănătos, fii liniștit. Și încălzim palmele bine, bine, bine de tot. Așează-le peste ochii închiși, relaxând umerii. Deschide ochii în interiorul palmelor, privind sus și jos și laterale. Rotește ochii în cercuri. Schimbă rotația. Rămâi cu palmele împreună în fața pieptului și o să avem o dată om și de trei ori shanti. Întâi inspir și expir, relaxez în corp. Inspirăm. Shanti, shanti, shanti. Încălzește palmele. Așează-le din nou peste ochi. Deschide ochii în palme. Apropiem palmele. Namaste. Mișcă dacă ai nevoie picioare, trunchi, corp și haideți să reașezăm spatele întins pentru pranayama, respirație cu forța vieții prin nări și în tot corpul. Prana, respirăm și o să așezăm această mudră pe față. Blocăm nara stângă și o să respirăm exclusiv pe nara dreaptă. Inspirăm timp de 5 secunde și expirăm pe timp de 5 secunde, ambele doar pe nara dreaptă. Și repetăm de 7 ori. Un inspir, 5 secunde, un expir, 5 secunde, o dată, încă de 6 ori. Cu
continuă să relaxezi umerii, încheietura mâinii stângi. Și când ai terminat, eliberează brațele, respiră cu forță pe ambele nări, atât cât îți este bine. Inspir, expir. Până simți că se egalează presiunea în ambele nări. Și deschide ușor ochii. Pentru o practică mai intensă, îți recomand să continui pranayama de 7 ori, ceea ce am făcut deja aici. Deci ai 7 respirații egale, inspir, expir, doar pe nara dreaptă. Avem practica noastră, iar la final vom încheia cu același lucru pe nara stângă, pentru a calma, a răcori, a odihni corpul. Acum aducem energie, depinde cât de multă energie ai nevoie. Acum suntem seara și o luăm ușor, dar dimineața recomand să fie un pic mai lung, cât îți permite timpul, dar undeva între 5-10 minute minim. Bun, așezăm palmele pe genunchi și o să rotim ușor trunchiul, creăm niște cercuri acolo, în jurul coloanei și începem să mărim cercurile acelea. Mă țin cu palmele de genunchi și cu ajutorul acestora îmi simt spatele încălzindu-se din ce în ce mai bine, deschizând coapsele și schimbăm partea la fel cu cercuri mărunte. O luăm treptat și încerc să continui să respir restul practicii pe nas. Mai mari cercurile, mai mare deschiderea. Inspirăm în centru, tragem de bărbie în față, expirăm, tragem bărbia spre spate și rotunjim coloana. Inspirăm față, spatele întins, expirăm spate, spatele curbat și simte bine cum alungim mușchii spatelui. Și ușor revenim. O să așezăm ambele tălpi împreună în Baddha Konasana sau fluture, talpă în talpă aici, cât mai aproape de șezut, cu călcâiele sus, pieptul flexează ușor coatele, trage-le spre spate. Inspirăm și mișcăm genunchii, pe expir deschidem genunchii și împingem șezutul în creștetul, șezutul în sol, creștetul capului spre cer. Inspirăm pe nas, expirăm pe nas, deschide când expire. Lasă umerii jos, pieptul sus. Și oprim, dăm drumul palmelor, trimitem tălpile în fața noastră într-un romb pe care poți să-l ți-l creezi cum ți-e cel mai bine. Apucă cu palmele tibile, îndreaptă întâi coloana, flexează ușor coatele și trimite palmele pe sub picioare, pe sol. Întâi privesc înainte, am bărbia înainte, activez pelvisul și împing cu șezutul în sol, ca și cum vreau să mă târăsc un pic mai aproape cu șezutul de călcâie. Astfel deschid pieptul, trag umerii în spate, privesc înainte, trag aer pe nas. Pe expir, las capul în coborâre, relaxez gâtul. Inspirăm încă o dată, înalt, înainte, lungă coloana, activează pelvisul. Expirăm până jos. În următorul inspir, scot palmele, cuprind tălpile cu palmele, le prind acolo. Flexez coatele în exteriorul tibilor și împing cu brațele în tibii, trimițând pieptul mai în față. Din lateral sunt
aici, în drept coloana. Inspirăm, privirea înainte, expirăm, coborâm. Inspirăm, mai îndrept odată spatele. Expirăm, coborâm. Și ușor ridicăm doar trunchiul. Aducem călcâiul drept mai aproape și acolo unde ne aflăm, ridicăm talpa stângă și o așezăm pe brațul drept. Îmbrățișăm genunchiul prin exterior și mișcă acolo în laterale, întinzând spatele, pieptul afară spre tibie. Inspirăm și expirăm și am talpa în brațe activă, 90 de grade. Simte diferența, simplă sau activă, unde lucrează această diferență. Oprim, agățăm cu degetele păcii de la stânga prin interior, degetul mare al piciorului stâng, las palma dreaptă pe genunchiul drept și pe inspir deschid pieptul și înalți corpul, înalți trunchiul. Dacă ai nevoie, flexează genunchiul, dar coloana să fie întinsă. Umerii mai moi, pieptul mai înalt. Expirăm și coborâm până jos. Dăm voie să se flexeze din nou stângul aproape de noi și dreptul în brațe. Observă coloana dacă e perpendiculară cu solul și rămâi acolo cu mișcări în laterală ample, activând talpa dreaptă. Deschid bine de tot pieptul, agățăm cu dreapta de degetul mare al piciorului drept, inspirăm, împing în spatele sternului, vreau să scot pieptul afară, cu umerii moi, inspir și pe expir, cobor încet, lăsând toată talpa pe picior. Deschidem ambele tălpi, repoziționez șezutul cu tălpile active și tragem ușor palmele în fața noastră pe covor cu coatele în interior. Inspirăm, privirea înainte, expirăm, capul jos. Inspirăm, îndreptăm din nou coloana, scoatem inima spre covor, nu ascundem între coate și umeri, lăsăm jos, expirăm. Revin încet, până sus, spatele drept, flexăm genunchii, acum ambele degete agățate, găsim un punct de echilibru și fără să mă grăbesc, cu un punct fix în fața mea, las umerii moi. Și revin încet. Și întindem picioarele pe saldeluță și le scuturăm bine de tot în ambele părți, sus și jos și lateral. Acolo fiind, o să trag de brațul stâng prin fața mea și alungesc acolo umărul stâng, respir, sus pieptul, coloana întinsă și schimbăm partea. Respiră. Bun. Și o să încrucișăm tălpile și traversăm cu palmele în tabletop. Verific genunchii sub șolduri, încheieturile, sub umeri. Deschid acolo bine pieptul în chietencau. Dacă vrei, activează tălpile la spate. Inspirăm. Trag de umeri în spate, privirea înaltă, noada sus. Pe expir, curbez spatele, întind în palme și las capul în coborâre, expirând. Inspir, deschide pieptul. Expirăm, rotund. În ritmul tău, câteva mișcări de alungire și întărire a coloanei. Și ușor revino.
o să ridicăm în primul downward dog, împing în tălpi, ridic acolo șezutul, cât mai înalt, să simt că întind bine vertebrele, împing în palme, flexează ușor genunchii, trage mai bine pieptul aproape de genunchi și apoi împinge în tălpi. Capul jos, privirea către ombilic dacă vrei un punct fix. Simte că împingi bine cu palmele în sol. Pedalează pe loc. Respirăm. Și ușor mergem până în marginea saltăluței din față. Rămâi acolo cu tălpile sub șolduri. Genunchii ușor flexați, brațele, palmele pe coate și mișcă acolo în laterale, stânga-dreapta. Opresc rotația, las brațele moi să cadă, gâtul mai relaxat. Inspirăm, ridicăm până la jumătate, în față, spatele drept, inspir, Ardha Uttanasana. Expirăm până jos, Uttanasana. Inspirăm, tragem de brațe până sus, brațele deasupra capului, noada traversată în interior, sub umeri. Expirăm cu palmele împreună în fața pieptului. Simte corpul activ, tălpile bine împământenite. Inspiră, trage de brațe sus, din nou deasupra capului. Expiră cu brațele în față, pieptul aliniat cu solul. Expirăm până jos. Flexăm genunchii și trecem talpa stângă în spate. Împing în călcâiul din spate într-un deep lunge. Nu las genunchiul jos, deschid umerii. Las pieptul să coboare pe lângă genunchi. Respir. Împing bine în talpa din spate și tragem în high lunge brațele sus deasupra umerilor, forță în tălpi, umerii jos. Respirăm. Inspir și pe expir cobor palmele și încadrez talpa dreaptă. Cu următorul inspir poșesc în spate, în downward dog. Deschide din nou pieptul. Lasă capul odihnit. Următorul, inspir, talpa dreaptă sus în aer, expirăm, pășim în față, împing într-un deep lunge, trag brațele sus, din nou, high lunge, umerii noi, expirăm, palmele pe sol, inspirăm, pășim în față, expir acolo în coborâre. Lasă gravitația să lucreze pentru tine, pentru spatele tău, spatele picioarelor, gâtul. Inspirăm, ridicăm privirea și spatele până la jumătate. Expiră până jos. Inspirăm, tragem de brațe sus, cu noada înăuntru, palmele deasupra. Expirăm cu palmele în față. Și eliberându-le în lateral. Cu următorul inspir, trage de brațe deasupra. Expiră până jos. Inspirăm, Ardha Uttanasana, ridicare jumătate. Expirăm până jos. Flexăm genunchii, trimitem talpa dreaptă în spate. De data asta suntem cu talpa dreaptă în spate, stângul în față, deep lunge, deschide pieptul în față. Simt că controlezi coborârea, umerii deschiși. Împinge în ambele tălpi egal, activează abdomenul, brațele sus, umerii moi. Expirăm cu palmele pe sol, inspirăm, pășim în spate, downward dog. Respiră. Relaxează acolo. Cu următorul inspir, traversăm în plank,
Împing încă cât deschide umerii. Activează abdomenul. Expirăm, coborâm genunchii pe sol, pieptul și bărbia jos, salutul soarelui cu 8 puncte. În Ashtanga Namaskara, simte că ai coatele pe lângă trunchi, privirea înainte, pieptul mai jos cu fiecare expir. Tălpile sunt activate acolo, degetele pe sol. Expirăm, lăsăm abdomenul pe sol, picioarele jos, pieptul sus, într-o cobra. Cât ți-e bine, lasă încă coatele flexate. Expirăm în coborâre. Inspirăm în ridicare, downward dog. Următorul inspir, un ultim high lunge, dreptul sus în aer. Expirăm, aducem talpa în față și poziționăm pentru luptătorul 2 pe piciorul drept. Împingând talpa exterioară spate, deschide pieptul brațele, respiră. Inspirăm, peaceful warrior, deschid pieptul. Revenim, warrior 2. Expirăm, așezăm antebrațul drept pe piciorul drept, trag brațul stâng pe deasupra. Mai cobor ușor șoldurile și cobor brațul drept prin interiorul genunchiului. Trag brațul stâng pe deasupra capului. Așez brațul stâng la spate. Brațul drept pe sub coapsa dreaptă. Deschid umerii într-o linie. Eliberăm palmele pe sol. Ridică lcâiul stâng, împing în el, lași șoldurile moi într-un deep lunge, privește înainte, deschide pieptul, expiră genunchii pe sol, decuplez talpa, inspirăm și expirăm, traversăm spre spate, flexez coatele, inspiră, coboară capul, expiră. Inspirăm, ridicare și expirăm, coborâre. Revin cu toată talpa pe sol, așez palmele, încadrând piciorul drept, activăm la spate și în inspir, pășim în spate cu dreptul, downward dog, inspir, expir. Deschide umerii. Inspirăm în plank. Flexez acolo. Doar călcâiere. Genunchii pe sol, pieptul bărbia jos. Eliberez abdomenul pe sol. Ridic pieptul. Deschid acolo. Coatele ușor flexate. Expirăm până jos. Inspirăm downward dog. Trei respirații aici. Flexez genunchii în laterale și odihnim în child's pose. Las brațele înainte, fruntea pe sol, umerii jos. Și odihnesc acolo toată respirația, umerii jos. Respiră cu abdomenul. Relaxează gura. Și cum nu mai ai nimic altceva de făcut decât să respiri în postura aceasta. Simte că te eliberezi de orice tensiune, de orice gând.
repetativă al acestei zile, ori de o anumită perioadă încoace, lasă-le doar să se retragă în acest moment și în această practică. Crea un spațiu pentru tine. Și ușor ești pregătit, împinge în palme, foarte lent, ridic, aduc genunchii paraleli și rămânem aici puțin cu palmele împreună în centrul pieptului. Poți să închizi ochii. Deocamdată să simți căldura palmelor. Să simți cum se mișcă sângele în corpul tău. Să conștientizezi viața. Să fii aici acum cu totul. Și ușor, când te simți pregătit, deschide ochii, deschide palmele și o să ne așezăm pe salteluță cu spatele pe sol. Aducem genunchii la piept, strângem bine de ea acolo, activăm tălpile. Mici mișcări în laterală, doar cât să observi unde lucrează. Și apoi cercuri mici. Nu mă grăbesc. Mai mari. Și schimb rotația lor. Și oprim. O să păstrăm genunchiul stâng la piept, tragem de talpa dreaptă sus în aer, împingi acolo, ca și cum împingi cerul deasupra ta, lasă umerii jos, activează doar abdomenul. Expirăm ușor, ducem piciorul în laterală, controlează din abdomen, atât cât merge, fără să te duci de-a dura, rămâi pe spate. Și revin încet, perpendicular, sus. Ambele tălpi active. Îmbrățișează mai bine stângul la piept. Coboară încet pe măsură ce împingi talpa dreaptă. Traversează genunchiul drept în laterală, dreapta. O să lași palma dreaptă pe genunchiul stâng, brațul stâng întins acolo, în linia umărului, pe sol, privirea după palma stângă. Lasă umerii moi, relaxează șoldurile. Dă-ți voie să respiri în orice postură, confortabilă sau inconfortabilă, lasă-o să fie așa cum e. Și ușor revenim cu spatele pe sol, schimbăm piciorul, avem genunchiul drept între palme și talpa stângă activă, împinsă bine spre cer cu umerii jos, umerii moi. Respir. Expir, duc ușor în lateral stânga, atât cât merge. Revin până sus, împing bine de tot spre cer, umerii relaxați, abdomenul activ,
Împinge bine și coboară împingând, fără să te grăbești, treci prin fiecare unghi, conștient, așa cum trec prin fiecare etapă a vieții, conștientizând-o. Nu o uit, fiecare etapă mă învață ceva. Revin până sus, încet. Trag ambele tălpi până sus, lasă palmele fie pe picioare, fie pe sol. Și continuă să cobori împingând în ele cu tălpi active, activează și abdomenul încet. Simte cum așezi încet noada toată pe sol. Până ajungi jos de tot, apoi întinde acolo tălpile, vârfurile tălpilor de la picioare întinse, palmele subtine, coatele subtine pentru fish pose, postura peștelui, ai adus coatele sub tine, cât mai apropiate, la fel și umerii, împingi în antebrațe și privești sus dacă ai probleme cu cervicala, ori lași capul spre spate și deschizi mai bine umerii, fără nicio problemă cu coloana, cu gâtul, cu cervicala, deschide pieptul, împinge în coate. Ușor revină și strânge genunchii aproape de tine. Lasă palmele în continuare acolo, doar că de data asta le intercalăm. Ridicăm șezutul, aducem coatele încă o dată sub noi cu umeri apropiați, genunchii rămân paralele acolo, pătrați, nu-i apropii, nu-i despart. Rămân sub glezne cu genunchii. Inspirând, trăgând șoldurile spre cer, bărbia ajunge către piept. Nu mai nici capul acolo, doar ascult instrucțiunile, respiră. Activează mai bine fesele, șoldurile sus. Simte cum alungești femuralii. Expiră, coborând șezutul încet. Dă drumul palmelor și așează toți spatele, vertebră cu vertebră, pe sol. Adu din nou genunchii la piept, mișcă acolo în laterale și cercuri și schimbă rotația. Și lasă tălpile pe sol, așezăm talpa stângă peste piciorul drept, deschid acolo genunchiul și îmbrățișăm genunchiul drept prin spate cu ambele palme. Brațul stâng va trece printre picioare. Agățăm acolo, deschidem pieptul. Bărbia înspre piept. Eliberăm și schimbăm partea, dreptul peste stângul. Stângul se ridică. Îmbrățișez spatele genunchiului stâng cu ambele palme intercalate acolo și trag simbolic de genunchiul stâng spre piept și îndepărtez ușor dreptul în lateral. Respirăm. Respirăm. Relaxează umerii. Și eliberăm ușor. Întâi și întâi întindem picioarele și le scuturăm bine de tot, bine de tot, în laterale, sus și jos, sus și jos. Și lăsăm brațele deschise spre cer, bărbia, spre cer, bărbia spre piept, tălpile căzute în laterale, ușor depărtate cât salteluța. Inspiră în abdomen și relaxează tot corpul acolo. Închide ochii, simte ploapele relaxate peste ei. Fă respirația amplă, lungă, odihnitoare. Simte că relaxezi corpul dinspre vârful tălpilor către creștetul capului.
orice senzație de tensiune în corp, o elimin cu respirația. Observ senzații în picioare, cum se simte energia în corp. Cum se mișcă. Cum așează și cum eliberează corpul și mintea de stres inutil. Rămâi acolo cât ai nevoie, cu respirație prelungă, odihnitoare. Cu nimic altceva de făcut. Decât să simți acest moment plin. Doar al tău. Rămâi acolo, odihnește spatele, odihnește mintea. Odihnește sufletul.